Bună dimineața din nou și bine ați venit la cel de-al doilea webinar FESTO România din acest an. Ne bucurăm să vă avem astăzi alături de noi într-un număr atât de mare pentru a vă prezenta, iar ulterior dezbate împreună cu dumneavoastră, subiectul de astăzi și anume platforma de configurare și parametrizare FESTO Automation Suite, în care recent a fost adăugat și FESTO IO-Link Tool. Bun, în primul rând, cine suntem noi? Numele meu este Maximiuc Ștefan și împreună cu colegul meu Bogdan Nicolescu suntem responsabili de Business Unit-ul Electric Automation în cadrul FESTO România. Încă de la început, țin să vă încurajez să interacționați cu noi în cadrul sesiunii de astăzi. Puteți să adresați întrebări utilizând chat-ul, acestea fiind centralizate și dezbătute în cadrul sesiunii de Q&A de la finalul webinarului. În același timp, vă încurajez să răspundeți la chestionarele scurte pe care vi le vom adresa pe parcursul webinarilor. Scopul acestora fiind de a ne calibra cât mai fin pe așteptările și nevoile dumneavoastră. Webinarul de astăzi va descrie succint platforma software integrată FESTO Automation Suite, funcțiile noi ale acesteia, printre care și IO-Link Tool. În cele ce urmează, vom vedea împreună cu dumneavoastră cât de ușor este ca doar câțiva pași simpli să realizăm parametrizarea, programarea, optimizarea, monitorizarea și troubleshooting-ul echipamentelor FESTO. Totul într-o singură platformă, FESTO Automation Suite. Agenda de astăzi include un capitol de început ce descrie conceptul de utilizare a FESTO Automation Suite. Ne dorim să fim cât mai practici, astfel că în cadrul celor două capitole vă vom prezenta și câteva exemple practice. Finalul sesiunii îl avem ca de obicei rezervat pentru a răspunde întrebărilor dumneavoastră. În continuare, predau ștafeta colegului meu, Bogdan. Te rog, Bogdan. Salutare tuturor! Țin să vă mulțumesc și eu pentru prezență și mulțumesc Ștefan pentru introducere. Pentru a ne dezmorți un pic, să spun așa, o să începem cu un prim chestionar la care o să am rugămintea să ne ajutați cu răspunsurile dumneavoastră. Imediat va apărea pe ecran polul. O să vă rog să alegeți o singură variantă de răspuns. O să-l lăsăm pe ecran puțin timp ca să aveți ocazia să răspundeți. Ne interesează dacă utilizați în mod curent platforma FESTO Automation Suite. Bun. Văd că deja marea majoritatea noastră ați apucat să răspundeți. Ca să vedeți și rezultatele, jumătate dintre noastră nu ați folosit deocamdată platforma FESTO Automation Suite, 20% dintre voi o folosiți în mod curent, iar 30% încă folosiți vechiul FESTO Configuration Tool pentru a parametriza echipamentele FESTO. Este un lucru bun faptul că avem astăzi oameni care o să descopere FESTO Automation Suite pentru prima dată și sperăm să începem să colaborăm cu noastră și pe partea aceasta de platformă software. Bun, haideți să vedem și să începem de fapt cu primul capitol despre FESTO Automation Suite, un scurt istoric. Da, până în anul 2018, pentru punerea în funcțiune a diverselor echipamente FESTO, puteau fi necesare mai multe programe software, precum FESTO Configuration Tool, FESTO Maintenance Tool, FESTO Field Device, Codesys și așa mai departe.
Festo Automation Suite înglobează în acest moment funcțiile îndeplinite în trecut de aceste, de aceste platforme. Da? Pentru Festo Configuration Tool, practic platforma de parametrizare și troubleshooting a controlerelor de generație veche, pentru generațiile noi de controlere, toate au fost absorbite sau integrate, să spunem, în Festo Automation Suite. De asemenea, platforma de programare pentru nodurile de tip CPU, CPX sau PLC-urile CCC, platforma CodeSys a fost integrată și ea în Festo Automation Suite. Festo Field Device, software-ul de network scanning, firmware upgrade și așa mai departe pentru echipamentele Festo, și el a fost, a fost cu totul integrat ca și funcționalitate în Festo Automation Suite. Și începând de anul trecut și Festo Maintenance Tool, software-ul pentru configurarea și diagnoza insulelor de ventile, a fost integrat ca și funcționalitate în, în Festo Automation Suite, pentru, în special pentru generațiile noi de tip CPX APA sau CPX API, o să vedem pe parcursul prezentării. Menționez că programele enumerate anterior, pentru acestea Festo va continua să ofere suport tehnic, patch-uri de update, bug fixing, bineînțeles, însă nu vor mai exista dezvoltări ulterioare. În linii mari, ca și cifre, Festo Automation Suite înseamnă pentru noi în momentul de față peste 5 ani de dezvoltare continuă. Continuăm. Practic, vă spuneam, Festo Automation Suite reprezintă peste 5 ani de dezvoltare. Avem update-uri constante între 2 și 4 versiuni noi pe an. Dispunem în momentul de față de 8 plugin-uri și extensii pentru Festo Automation Suite. Sunt peste 4500 de actualizări pe lună trimise via cloud. Sunt peste 8000 de combinații de produse disponibile în această platformă și prin intermediul ei, la nivel mondial, se parametrizează peste 40.000 de controlere de tip CMMT în fiecare an. Așadar, vă mulțumim vouă, tuturor celor care utilizați în mod curent această platformă, precum și a celor care ați venit astăzi pentru a o descoperi, pentru a vedea ce beneficii vă poate oferi. Bun, de unde descărcăm Festo Automation Suite? În primul și în primul rând, este o platformă gratuită pe care o puteți descărca direct de pe site-ul Festo accesând www.festo.ro/fas, Festo Automation Suite. Vă va duce direct către pagina de descărcare Festo Automation Suite, de unde puteți să descărcați atât programul cât și plugin-urile pentru diferitele tipuri de echipamente Festo. Fiind o platformă modulară, veți putea instala doar plugin-urile și extensiile necesare dumneavoastră. Deci nu va trebui să le aveți pe toate instalate din start, astfel încât nu vă vom ocupa foarte, foarte mult spațiu pe calculator. Iar funcția de update check vă va asigura că dispuneți în permanență de ultimele actualizări disponibile de la Festo. În momentul în care un update este disponibil, veți avea o notificare. Dacă vedeți în partea de sus a display-ului, apar anumite notificări prin care vi se arată ce anume aveți de instalat, fie că este vorba de extensii, plugin-uri, update-uri de firmware și așa mai departe. Bun. Festo Automation Suite, vă spuneam că înglobează mai multe funcționalități, printre acestea și cea de scanare de rețea. Aveți aici această funcție de lupă, da, prin care putem să scanăm rețeaua locală și să detectăm echipamente Festo. Schimbarea numelui sau a IP-ului de dispozitiv este posibilă și fără instalarea plugin-ului efectiv. Practic, prin adăugarea în proiect a unui dispozitiv detectat prin funcția de scanare, se vor importa automat toate datele stocate local în acesta, iar dacă plugin-ul lipsește, el se va instala automat, atât timp cât aveți, bineînțeles, o conexiune la internet activă pe terminalul dumneavoastră. Platforma care simplifică utilizarea echipamentelor Festo, așa am denumit acest Festo Automation Suite, este o platformă unică pentru toate produsele noi,
nu mai sunt necesare alte aplicații software, se reduce semnificativ efortul pentru parametrizare. Avem aceste wizard-uri care ne ajută să realizăm o instalare, spunem noi, în doar 5 minute, deși știm cu toții cum arată o instalare de tip next, 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 în care avem o interfață intuitivă, practic nu trebuie decât să introducem codurile echipamentelor Festo și în anumite cazuri chiar și topologia este automat detectată. O să vedem imediat în videourile următoare. Mai mult decât atât, avem acces direct la documentație, fișierele descriptive și manualele de utilizare. Nu mai trebuie să faceți comutare între platforma software și website, puteți direct din Festo Automation Suite să descărcați manuale, fișe de date, fișiere descriptive aferente fiecărui dispozitiv pe care doriți să îl parametrizați. În acest fel, vă asigurați și de faptul că aveți acces la ultimele variante de manuale, variante de documentație Festo, acestea fiind disponibile exclusiv ca ultimă variantă pe Festo Automation Suite. Pe site găsiți și variantele mai vechi dacă vă sunt necesare. Bun. Editorul de topologie este o noutate față de vechiul Festo Configuration Tool, da, oferă o vedere de ansamblu asupra întregului proiect, în cazul în care avem, spre exemplu, o topologie completă Festo cu PLC, de exemplu, cu o periferie distribuită, cu un număr de controlere, cu anumite remote IO-uri, cu o insulă de ventile de tip CPX APA, spre exemplu, da, toate pot fi înlănțuite ca și topologie. Fiecare echipament Festo poate fi adăugat direct din librărie, din acest device repository. Dacă un plugin nu este instalat, mă repet, acesta se va instala automat la adăugarea echipamentului aferent, deci nu trebuie întotdeauna să aveți toate pluginurile disponibile și instalate. Configurațiile pot fi importate direct din toolurile de dimensionare Festo Electric Motion Sizing, Festo Handling Guide Online și pentru nostalgici încă este suportat și acest Festo Positioning Drives. În același timp, dacă aveți proiecte mai vechi, da, putem să le importăm sub formă de arhivă. Conexiunile de tip Fieldbus sunt setate prin desenarea unor linii între dispozitive, acestea reflectând în tocmai conexiunile fizice. O să vedem în slide-urile următoare și funcția de scan, de autodetect, pe care o putem realiza online, însă puteți să realizați aceste lucruri și offline pentru a, să spunem, dezvolta la un stadiu incipient proiectul vostru de parametrizare. Codesisul, vă spuneam că a fost integrat în Festo Automation Suite, se poate instala ca extensie suplimentară. Vizualizarea dinamică a configurației și adăugarea modulelor via drag and drop este o funcție extrem de utilă programatorilor care vor să înceapă să definească anumite echipamente, poate uneori destul de complexe ca și configurație, dacă ne gândim la un PLC cu mai multe felii de IO-uri sau dacă discutăm despre o insulă de ventile cu mai multe noduri de IO și parte pneumatică, atunci, bineînțeles, o funcție de drag and drop și o să vedem și o funcție de autoscan este extrem de utilă. Pentru programatori, editorul este disponibil în tabul de programming. Aici aveți limbaje de programare standard, să spunem așa, prin care puteți utiliza funcțiile de tip PLC Open Function Blocks instalate automat odată cu pluginul de tip CMMTAS, spre exemplu, da? Nu este necesar să instalați alte librării suplimentar în Codesys decât dacă doriți să utilizați anumite funcții speciale, da? Caz în care puteți să ne contactați pe tehnica@festo.ro sau puteți să intrați pe site și să descoperiți aceste pachete suplimentare dacă este cazul.
Ca și topologie, pentru că inițial softurile de parametrizare Festo erau cunoscute aproape exclusiv pentru această zonă de servo driver, să spunem, motoare și axe. Asta în zona, să spunem, de Festo Configuration Tool. În partea de Festo Maintenance Tool era un alt software prin care configuram vechile insule de ventile. În momentul de față, Festo Automation Suite este o platformă care cuprinde o topologie mult mai vastă. Da? Pe lângă întreaga gamă de servocontrolere Festo de tip CMMT, discutăm și despre PLC-uri Festo din gama CPXE, discutăm și despre remote IO-uri periferii distribuite CPXE sau remote IO-uri de tip CPX API și acum inclusiv varianta de tip CPX APA, insule de ventile de tip MPIL conectate fie via IO-Link, fie variante de tip VTUG, practic cam tot ceea ce înseamnă insule de ventile pe comunicație a fost sau poate fi parametrizat și inclus în Festo Automation Suite în momentul de față. În ultimul rând, discutăm și despre partea de IO-Link, da? De echipamente IO-Link, nu neapărat Festo. O să vedem că putem să scanăm și putem să lucrăm cu orice fel de dispozitiv via IO-Link direct din platforma Festo Automation Suite. Pentru că majoritatea dintre dumneavoastră ați folosit în trecut Festo Automation Suite pentru zona de controlere, nu o să intrăm foarte mult în detalii aici pe partea de parametrizare. Acestea au fost dezbătute, acest subiect a fost dezbătut în cadrul webinarilor anterioare. Există inclusiv pe canalul Festo o groază de tutoriale pas cu pas și despre conectarea electrică și despre partea de software, parametrizare și așa mai departe. Și chiar dacă au existat anumite update-uri sau anumite funcții noi, baza a rămas aceeași și este în detaliu descrisă și foarte temeinic explicată pe videourile de pe site. Iar în această idee, totuși vă propun să explorați documentația de tip expert knowledge de pe site-ul Festo, aferentă controlerilor de tip CMMT, AS sau ST, unde veți descoperi exemple sau modalități de integrare cu PLC-uri third party, atât din punct de vedere al parametrizării Festo Automation Suite, cât și al platformelor respectivilor producători. Da, vedeți aici și inclusiv videouri de la diversi colegi de-ai noștri sau de la diferite filiale Festo care explică în detaliu integrarea controlerilor Festo, spre exemplu, sau anumitor terminale insule de ventile cu producători consacrați de PLC-uri, discutăm despre Siemens, discutăm despre Rockwell, discutăm despre Beckhoff, Mitsubishi și așa mai departe. Da. Totuși, o nouă funcție în zona de servo driver pe care aș vrea să vă arăt astăzi o reprezintă așa numita input shaping, da? Sau compensare de vibrații. Înainte să trecem la partea practică, să spunem, sau la zona de demonstrație, aș vrea să vă aduc în vedere și partea aceasta sau acest application note de setup pentru un servo drive via Python. Da? Dacă nu știați, pe site există un astfel de ghid prin care puteți să controlați servo drive-urile Festo via Python direct de pe calculatorul nostru, fără să mai fie nevoie de un PLC ca interfață de comandă. Dacă aveți aplicații unde nu doriți să utilizați PLC sau unde livrarea acestuia întârzie, puteți să ne contactați și să vă oferim suport pentru integrare via Python. Discutam, așa cum v-am spus, de input shaping, practic ce reprezintă această compensare de vibrații. Orice semnal de control dependent de timp, de exemplu semnal de poziție, viteză, accelerare, decelerare sau semnal de forță, poate fi modificat astfel încât oscilațiile naturale excitate ale sistemului să se compenseze reciproc prin suprapunere. Ideea de bază a input shaping
este de a suprapune oscilația naturală deja excitată a sistemului prin excitarea unei a doua oscilații, în așa fel încât ambele să se anuleze reciproc în răspunsul general al sistemului. Factorul decisiv aici este proiectarea celui de-al doilea impuls de excitație în ceea ce privește sincronizarea și amplitudinea. Amplitudinile și locațiile temporare ale impulsurilor sunt obținute din frecvențele naturale și condițiile de amortizare ale sistemului. Dacă vedeți, în tabul acesta de vibration compensation avem o serie de parametri care ne vor ajuta să definim această funcție de atenuare a vibrațiilor. Însă, vin cu o precizare foarte importantă. Modificarea semnalului de control are ca rezultat un timp de poziționare ușor crescut. Acesta este compromisul pe care trebuie să-l facem pentru a obține această atenuare a vibrațiilor. Acest lucru poate fi totuși compensat de valori mai mari pentru accelerație sau jerk, dar în orice caz trebuie determinat experimental. Compensarea de vibrație se află în afara buclei de control și prin urmare nu are nicio influență asupra stabilității sistemului în buclă închisă. Deci, practic, putem să îl utilizăm sau această funcție este potrivită și pentru motoarele controlate în buclă deschisă, spre exemplu, stepperele sau motoarele pas cu pas, să spunem, de la noi, pe care le utilizați uneori în regim de buclă deschisă. Forma semnalului poate fi realizată foarte robust împotriva erorilor în parametrii Festo Automation Suite. Practic, abatere de plus minus, să spunem, 15% din ceea ce am observat noi a frecvenței naturale poate elimina totuși peste 90% din vibrații. Și vă propun să vedem și un video, da, prin care avem practic aici o aplicație de paletizare, da, este un gripper de dimensiuni destul de mari și aș vrea să vedem care este efectul acestei funcții de atenuare a vibrațiilor. Diferența de funcționare se observă imediat, da? Este, bineînțeles, o aplicație în care poate nu vi se pare neapărat necesar să atenuăm aceste vibrații, însă dacă ne gândim la faptul că am putea avea produse prinse cu vacuum, spre exemplu, dacă am avea elemente în care grippingul nu este atât de ferm, orice fel de vibrații pot să afecteze precizia de poziționare, durata de viață a echipamentului și așa mai departe. Nu mai discutăm dacă avem aplicații de tip vision, în care camera aflată în vârful axei ar trebui să se stabilizeze în cel mai scurt timp pentru a putea să obținem, să luăm imaginile de care avem nevoie. Mai avem și o aplicație de laborator pe care putem să vă prezentăm, în care această funcție de input shaping a fost implementată. Aceasta descrie practic funcționalitatea în cazul unei sarcini excentrice cu un montaj lipsit de rigiditate. Chiar și în acest caz putem să compensăm practic funcționarea sau oscilațiile, vibrațiile care apar în acea piesă, așa cum ați putut vedea. În cazul în care sunteți interesați de această funcție, nu ezitați să ne contactați pe tehnica@festo.ro. Atât eu cât și Ștefan putem să vă răspundem foarte rapid și să implementăm această funcție inclusiv pe aplicațiile deja realizate de către noastră. Dacă aveți probleme cu vibrațiile, iată că putem în momentul de față să le rezolvăm. Bun, haideți să lansăm și cel de-al doilea chestionar, să nu fie totuși 100% monologul meu astăzi. M-ar interesa în momentul de față și dacă utilizați în mod curent echipamente IO-Link.
Mă interesează dacă le folosiți în mod frecvent, mai rar, deloc sau nu, dar dacă totuși există dorința sau există deschiderea din partea voastră să începeți să utilizați această tehnologie. O să las câteva secunde acest poll ca să aibă toată lumea timp să voteze, iar ulterior continuăm cu partea de IoLink. Bun, avem deja o prezență la vot mult mai mare decât speranța de la alegerile care vor veni anul acesta. Peste 80% dintre noastre ați răspuns. Bun, haideți să închidem votul în momentul de față, dacă nu mai există alegători, și să afișăm și rezultatele. Foarte puțin dintre noastre nu folosesc echipamente de tip IoLink. 25% folosiți în mod frecvent, 36% puțin mai rar, însă bănuiesc că vă doriți să începeți să le folosiți din ce în ce mai des. Iar 28% nu le folosiți și încercați să începeți să le folosiți. Sper că după ce vă vom arăta funcționalitatea din Festo Automation Suite și cât de ușor este să parametrizați și să lucrați cu echipamente IoLink din Festo Automation Suite, să prindeți încredere. Haideți să discutăm și despre cel de-al doilea capitol, care se numește Festo IoLink Extension. Practic, acest tool, Festo IoLink Tool, da, era separat în trecut față de Festo Automation Suite, însă pentru că ne dorim să existe acest concept de platformă integrată pentru toată suita de software Festo, am integrat și funcționalitatea Festo IoLink în Festo Automation Suite. Există prin această extensie pe care o puteți accesa, o puteți instala din repositories, din partea de extensions, da? Există mai multe funcții pe care o să le descoperim imediat împreună. Poate cea mai importantă dintre ele este serviciul de tip IoDD Finder. Practic, aveți o legătură directă către IoDD Finder-ul pe care îl utilizați probabil via web în mod curent pentru a descărca fișierele descriptive ale echipamentelor IoLink cu care lucrați. Este posibil însă și instalarea locală în cazul în care aveți un fișier descriptiv și vreți să lucrați offline, puteți să-l și încărcați offline, însă vă recomand să utilizați cu încredere acest IoDD Finder pentru a instala fișierele descriptive ale oricărui furnizor, atât ca și pachet, cât și individual per produs, nu per familie de produse neapărat. Din punct de vedere Festo, există extrem de multe echipamente pe care putem să le conectăm via IoLink. Dacă discutăm despre toată gama de senzoristică compatibilă IoLink, gripere, actuatori ce se pot comanda pe IoLink, terminale de tip insule de ventile și așa mai departe. Nu am vrut să acaparez prezentarea cu o listă de produse. Știți că sunt foarte multe. Tot ce este de la Festo cu comunicația IoLink practic poate fi parametrizat via Festo Automation Suite. Bun. Haideți să vedem exact cum se realizează punerea în funcțiune a echipamentelor via Festo Automation Suite. Da? Pentru aceasta este necesară, cum vă spuneam înainte, instalarea acestui IoLink Extension și a plugin-ului de tip IoLink. Imediat ce ați realizat acest lucru, ca și demonstrație, noi am creat un proiect în care avem două mastere IoLink. Unul integrat într-un terminal de tip CPX APA, iar cel de-al doilea într-o variantă descentralizată CPX API. Am instalat în prealabil fișierele de tip IoDD pe care dorim să le integrăm, iar acestea apar deja în device catalog la o simplă căutare. Cu funcția de tip drag and drop,
putem să le adăugăm în proiectul nostru. Dacă am omis să instalăm un fișier IODD, nu este nicio problemă. Putem căuta numele respectivului echipament direct în Device Catalog, acesta având legătură directă cu IODD Finder, de unde va fi imediat descărcat. Această metodă de creare a topologiei presupune însă conectarea manuală a dispozitivelor IO-Link la portul corect al masterului. Da? Alternativ, o să vă arăt imediat, putem să realizăm și o funcție de scanare și importare ulterioară a dispozitivelor găsite, prin care avem deja asigurată, să spunem, maparea intrărilor corecte la masterul de tip IO-Link. Vedeți acum că am căutat random și alte și alți senzori IO-Link, da, alte dispozitive IO-Link, nu contează producătorul, așa cum vă spuneam. Dar acum aș vrea să fim atenți un pic și la partea aceasta de scan, pentru că este o funcție foarte interesantă. Câtă vreme ne asigurăm că IP-ul este setat corect, da, pentru master, putem să intrăm online și să utilizăm funcția aceasta de scan for IO-Link devices. Imediat va apărea echipamentul conectat fizic la portul meu de IO-Link și în acest fel putem să ne asigurăm că nu există erori în partea de topologie pe care o descriem în Festo Automation Suite față de realitatea din teren, să-i spunem. Bun, mai departe, ca să vă arătăm întreaga funcționalitate, vom importa un proiect deja existent utilizând funcția drag and drop. Da? Conexiunile sunt deja mapate către porturile corecte ale masterului de IO-Link, iar adresa IP a masterului de comunicații este evident setată corect. Vom deschide unul dintre dispozitivele IO-Link. În speț aici un actuator din seria Simplified Motion Series tip EPCE, este un cilindru compact. Când vom încerca să ne conectăm, sistemul ne va arăta că există diferențe între proiect și datele salvate de dispozitiv. Vom alege să suprascriem datele din dispozitiv peste proiectul nostru, fiind vorba, bineînțeles, despre un echipament deja testat și funcțional. În prima pagină putem să vedem informații generice despre dispozitivul IO-Link, dar poate cel mai important este serviciul, este setarea de nivel de acces în funcție de utilizator. Pagina de connection afișează informațiile de conectare electrică, pagina de process data afișează datele de proces transmise către și dinspre dispozitiv via IO-Link, iar din această pagină putem inclusiv să forțăm comenzi. Vedeți acest write process data, putem să forțăm anumite comenzi. Din partea de device control, ne oferă control total asupra funcțiilor definite în IODD. În acest caz, avem doar un exemplu rapid de move in, move out, însă putem să dăm și cu iteror sau alte funcții mapate. Din tabul de IO-Link, putem să vedem date despre versiunea de tip IODD, da? Dar atenție, puteți să modificați versiunea de IODD doar în modul offline dacă aveți nevoie să faceți acest lucru. Din pagina de parameter list avem acces total la parametrii dispozitivului în funcție de nivelul de operator selectat. Toți parametrii modificați în starea online sunt transmiși imediat, automat, către dispozitiv. Ați văzut că am schimbat foarte rapid între specialist și operator. Acum, practic, suntem în modul specialist. O să modificăm viteza de retragere să fie mai mare, viteza de avans să fie mai mică. Și acum ne întoarcem în device control și facem, practic, o probă imediat ca să vedem că ce am făcut noi este și respectat. În ultimul rând avem și un tag de diagnoză, un tab care funcționează similar ca în cazul driverelor servo. Da? Mai întâi selectăm parametrii pe care dorim să-i monitorizăm. În acest caz, ce am putea să ne dorim? În principiu, poziție, viteză și forță. Da? Aceștia sunt parametrii cei mai relevanți, să spunem, pentru acest actuator, da? Îi vom selecta ca și profil de trace, da? Iar mai apoi
trebuie să lansăm, trebuie să activăm și funcția de trace. Vom realiza câteva mișcări, da, move in, move out, mergem și pe poziția intermediară, iar mai apoi putem să oprim funcția de trace și bineînțeles să vizualizăm cum arată graficele noastre de mișcare. Din tabul de trace display puteți să vedeți, la fel ca în cazul servo, puteți să vedeți cu aceeași acuratețe partea de display de date. Puteți să vedeți valorile, da, și bineînțeles să exportați datele din acest trace. Este o cantitate uriașă de informație, să spunem, pe care o putem obține foarte rapid, foarte ușor de la acești actuatori conectați extrem de simplu via IO-Link. Bun, a fost probabil un webinar foarte, foarte, foarte scurt, dar care a avut destul de multe informații. A venit timpul, momentul de față, și pentru partea de întrebări din partea noastră. Da? S-a oprit monologul meu. Vă încurajăm să ne adresați întrebările direct via chat. Colegul meu Ștefan le monitorizează activ. Și așteptăm să vedem care sunt curiozitățile voastre, dacă ați întâmpinat probleme în trecut, dacă utilizați în mod curent această funcție de tip IO-Link. Nu ezitați să ne lansați întrebările voastre. Aveți posibilitatea să le lansați și privat și public, cum doriți, puteți să o faceți. A venit momentul rezervat pentru întrebările voastre. Bun. A venit și o primă întrebare, din păcate. Mulțumim pentru întrebare, de fapt, dar trimisă pe privat, să spunem. Ne întreabă ascultătorul sau participantul dacă există funcții noi în Festo Automation Suite ce țin de auto-tuning și de closed loop setting. În mare parte funcțiile au rămas aceleași pe care probabil că le cunoșteați, da? În momentul în care introduceți sarcina în Festo Automation Suite, se calculează automat bucla de reglare, dar cu fiecare variantă nouă de plugin sau cu fiecare variantă nouă de firmware există, bineînțeles, îmbunătățiri. Una din îmbunătățirile care îmi vin în minte în momentul de față o reprezintă setarea de offset de cuplu, care ajută la eliminarea căderilor în cazul aplicațiilor verticale, spre exemplu. Iar o altă noutate, să-i spunem, este posibilitatea de definire a sarcinii fixe și acelei variabile în Festo Automation Suite. Asta având un impact masiv în zona de energy efficiency. Practic, dacă aveți un echipament, să spunem un sistem de trei axe care se mișcă în jumătate din cazuri liber, fără sarcină prinsă în gripper, putem să mergem cu un profil fără sarcină, doar cu sarcină fixă, iar ulterior putem să adăugăm mai multe profile de sarcină variabilă în funcție de fiecare piesă preluată. Dacă nu știți de unde să parametrizați acest lucru, din nou dați-ne un mail pe tehnica@festo.ro și vă ajutăm, putem să intrăm remote și imediat să vă arătăm care este funcția. Bun. Văd că a mai venit o singură întrebare. În Festo Automation Suite pot fi utilizate și produse mai vechi. Există anumite restricții, bineînțeles, din acest punct de vedere. Dacă ne referim la produse phase-out, dacă ne referim la produse extrem de vechi, acestea nu au fost introduse în Festo Automation Suite. De aceea v-am și spus la început că Festo Maintenance Tool, în special în zona de insule de ventile,
rămâne ca și funcționalitate, este disponibil pe site, poate fi descărcat și utilizat. La fel și Festo Configuration Tool este încă disponibil pentru seriile vechi de controlere, seriile de tip CMMO, CMMSAS, CMMSST, CMMP, acestea nu au fost și nu vor fi introduse în Festo Automation Suite, pentru că au deja un număr de ani de când au fost eliminate din catalog. Sunt în proces de phase out, însă nu vor mai fi introduse în această platformă. Mai avem încă o întrebare. Gama nouă de tip CPX API, APA, se parametrizează via Festo Automation Suite. Da, din păcate timpul nu ne-a permis să intrăm foarte mult în detalii în ceea ce privește punerea în funcțiunea noii game de tip CPX APA via Festo Automation Suite. Însă, cred că acesta va fi un subiect pe care îl vom dezbate pe larg într-un viitor webinar. Ca idee, pentru noile generații de echipamente, întreaga funcționalitate a vechiului FMT și alte funcții noi, bineînțeles, au fost înglobate în Festo Automation Suite. Dacă vă interesează acest lucru și aveți nevoie de informații suplimentare, răspundeți, vă rog frumos, la chestionarul de după acest webinar. Sugerați-ne să facem această nouă acțiune cu CPX APA, cu succesorul insulelor de ventil de tip CPX clasice, ca să aflați mai multe detalii și atunci noi, bineînțeles, ne vom calibra pe nevoile și așteptările voastre. Bun, văd că n-a mai venit nicio altă întrebare, nici pe privat, nici pe public. Dacă nu mai sunt întrebări, noi vă mulțumim pentru atenție și, bineînțeles, vă așteptăm și la următorul webinar Festo. Acesta va avea loc pe 23 aprilie. Și va trata subiectul Pneumatics to Food. Colegul meu, Cosmin Tacea, vă așteaptă să vă înscrieți. În perioada următoare se va distribui și linkul de înscriere. Nu uitați, la finalul acestui webinar, completați, vă rugăm, formularul de feedback. Ne interesează foarte mult cum vi se pare acțiunea noastră și ce subiecte doriți să abordăm și pe viitor. Vă mulțumim mult pentru participare și vă așteptăm la următorul webinar. O zi frumoasă!